De la capitolul 2, versetul 1, spune cuvântul Domnului așa. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică acesta? Amin. Vă invit să ocupați locurile. Am să rog pe fratele Radu să cânte o cântare și după aceea vom rămâne puțin la acest text, la această sărbătoare minunată a acestei zile. Slăvit să fie Domnul! O să cântăm împreună. Doamne, mai vreau rosalii cu limbi de foc să le împarți. Să le împarți, pe fiecare să le
mulțumesc Domnului pentru felul minunat în care El lucrează prin puterea Lui în inimile și în viețile noastre. E ziua Duhului Sfânt și e o zi de mare sărbătoare, o zi de praznic, ziua Cincizecimii, cunoscută la noi, la români, în mod special, ca și ziua de Rusalii. Așa ca și cuvânt, Rusalile, pentru noi nu înseamnă mai nimic decât că ne îndreaptă gândul spre sărbătoarea pe care cu adevărat o sărbătorim, sărbătoarea Cincizecimii, adică sărbătoarea în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a pogorât în inimile și în viețile primilor credincioși și de atunci, spune cuvântul Domnului, în oricât de mare număr care îl caută pe Dumnezeu, Duhul Sfânt vine și lucrează. Duhul Sfânt are multe forme de lucrare și e așa de minunat să știi că biserica se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Adică, în momentul în care intri într-un loc așa acesta, dacă ceva te cercetează, să știi că acel ceva e puterea Duhului Sfânt din acel loc. Câtă putere a Duhului Sfânt avem noi aici, în adunarea aceasta, în această dimineață? V-a spus vreodată întrebarea, cât din Duhul Sfânt e în noi? Atâta putere avem noi ca și adunare și orice adunare, atâta putere are, câtă putere au fiecare din membrii acelei adunări în interiorul lor. Spune cuvântul Domnului că noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Și acum mă întreb, oare locuiește Duhul Sfânt în mine? Locuiește Duhul Sfânt în tine? Primul moment important a vieții celor care se apropie de Dumnezeu în momentul în care Dumnezeu prin Duhul Sfânt te cercetează și îți dai seama că fără de Domnul Iisus Hristos nu te descurci. Fără Domnul Iisus nu te descurci. Spune cuvântul Domnului că fără El și despărțiți de El nu putem să facem nimic. Cine e de fapt Domnul Iisus? E Dumnezeu. Cine e Duhul Sfânt? E Dumnezeu. Slăvit să fie El. Cine e Tatăl? E Dumnezeu. Noi spunem în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Binecuvântat să fie Cel care în ziua de astăzi e prezent aici și o cercetat într-o zi viețile noastre și ne-a pus pe calea pe care să mergem, adică să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt îți îndreaptă privirea spre Hristos și când te uiți la Hristos, începi să te gândești, oare Iisus ar face lucrurile astea, ce le fac eu? Iisus ar face ce fac eu? Dacă te gândești așa, începi să schimbi viața. Și după aceea, dacă lași ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te cerceteze tot mai mult, o să-ți dai seama că sunt diferite nivele în care Dumnezeu vrea să lucreze în viața ta prin puterea Duhului Sfânt. Fără credință, e cu neputință să-i fim plăcuți Domnului, așa spune cuvântul Domnului, și fără de Duhul Sfânt, nu putem să ne ducem mântuirea până la capăt. Auziți și vedeți mulți oameni care pornesc așa cu entuziasm sau alții nici nu pornesc. Dar mulți spun, sec, nu simt nimic. Mă duc la adunare, nu simt nimic, nu mă bucur, nu am nimic, ca nicio bucurie. Știți ce se întâmplă într-o zi a Cincizecimii? Într-o zi a Cincizecimii, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu coboară în viața ta. Știți ce se întâmplă? În primul rând apare o bucurie enormă. Apare o bucurie și o dragoste din aia care nu poți explica în cuvinte. Eu mi-aduc aminte de modul minunat în care Duhul Sfânt a lucrat în dreptul meu. Și mi-aduc aminte de cum a lucrat Dumnezeu în multe și multe vieți. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în multe aspecte. Mie, de exemplu, cel care eram credincios în acea vreme, Dumnezeu, la un moment dat, când m-am întâlnit cu puterea lui Dumnezeu și cu lucrarea Duhului Sfânt, mi-a vorbit într-un mod particular și personal. Și am înțeles clar că e nevoie să mă întorc cu toată fața către Dumnezeu. Dar să știți că toți avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Avem nevoie în adunare. Știți de ce? Pentru că Biblia spune că dacă nu-i Duhul Sfânt în adunare, poporul acela e fără frâu. Ce înseamnă asta? E ca și un cal fără frâu. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că oamenii fac ce vor pentru că nimeni nu o să poată să le spună sau să le atragă atenția într-un fel sau altul de lucrurile rele din viața lor. Dar acolo unde e Duhul Sfânt,
acolo apare o altă atitudine. Nu te duci la biserică oricum, nu te duci și faci ce vrei, pentru că știi că Duhul lui Dumnezeu, cel care dorește sfințirea ta și mântuirea ta, îți descoperă taina inimii. Și spune cuvântul Domnului că acolo unde sunt proroci în adunare, cei nemântuiți când vin și văd descoperirile care Dumnezeu le dă prin Duhul lui cel Sfânt, oamenii cad cu fața la pământ și spun, cu adevărat aici e Dumnezeu. Mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Am fost la rugăciune, Dumnezeu mi-a descoperit taina inimii și am căzut cu fața la pământ și știți ce am făcut? Am hotărât să mă pocăiesc mai mult. Dar eu eram pocăit, dar am hotărât să mă pocăiesc mai mult. Asta face Dumnezeu cu cei care își doresc să se apropie de Dumnezeu. Dumnezeu e cel care prin Duhul lui cel Sfânt lucrează în orice familie. Sunt situații în care banii, înțelepciunea, cunoștințele nu te mai ajută cu nimic. Și atunci știți ce există pentru credincios? Pentru un necredincios sau credincios între ghilimele, există vrăjitorii, există zodiacul, există lucrurile astea la care există să te duci între morții. Lucruri de care Biblia spune să nu faci, să nu te apropii de ele. Dar pentru cel credincios există o putere a lui Dumnezeu care poate să-ți vorbească la cauza ta personală. Cine face lucrul acesta? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care e Dumnezeu, cunoaște viața mea și poate să mă călăuzească într-o anumită situație. Vă dau un exemplu. Cunosc un frate care era foarte bine din punct de vedere material. Soția lui avea, farmacistă fiind, avea și farmacia ei particulară. Dar într-o zi a aflat o veste, acest frate. Ai cancer. Și medicii au spus așa, în 4-6 luni de zile se termină tot. Ce faci într-o situație ca și asta? Ce mai poți să faci? Ei nu știau ce să facă atunci, dar au auzit că Dumnezeu mai vorbește prin Duhul Sfânt. Și au ajuns într-un loc în care Dumnezeu le-a vorbit prin Duhul Sfânt. Niște sfaturi simple. Ce să facă? Cum să postească? Din ce cauză a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta peste viața lui? Și ce s-a întâmplat după călăuzirea care a dat-o Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? A urmat această călăuzire și acest frate, fără medicamente și fără tratamente speciale, care oricum nu erau și nu putea să le găsească nicăieri, a fost vindecat de către Dumnezeu, în urma postului și a rugăciunii. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt în familie. Avem nevoie. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt în adunare. Avem nevoie. Pentru că acolo unde există puterea Duhului Sfânt și mi-aduc aminte de momentele în care Duhul Sfânt a lucrat într-un mod special în adunarea în care eram. Știți ce făceau oamenii? Îi chemam să vină la adunare și îmi spunea unii, oh, nu vin că îmi descoperă Domnul păcatele și nu vreau să mă fac de rușine acolo. Adică omul știa că are păcate. Dar noi spunem că suntem credincioși, vrem să trăim o viață sfântă și nu avem frică când ne descoperă păcatele. Dar cel care trăiește în păcat, e frică să vină la adunare, că dacă îi descoperă Domnul păcatele. Și atunci ce se întâmplă? Dacă vrei să vii la adunare, îți rezolvi păcatele. Te mărturisești, le aduci înaintea Domnului și schimbi viața. Dumnezeu e așa de minunat și văzând, uitându-mă aici la textul care l-am citit, vedem că în ziua cincizecimii erau toți împreună. Ce făceau ei? Stăteau în ascultare de Dumnezeu. De Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care s-a înălțat la cer. Pentru că El le-a spus așa, nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci voi rămâneți acolo și așteptați până va veni o putere, puterea Duhului Sfânt care să fie cu voi și să fie în voi. Au așteptat, de-aia ziua cincizecimii, că zice... Noi știm că în a 40-a zi de la înviere, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Și El i-a spus atunci, nu vă îndepărtați de Ierusalim. Și ei ce au făcut? S-au dus și spune cuvântul Domnului că într-un număr de 120, aproximativ 120 de oameni erau într-o cameră de sus și stăruiau acolo și așteptau promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a ținut făgăduința față de ei? Și-a ținut făgăduința. Ei au stat și după 10 zile, de aia zicem noi că e ziua cincizecimii, a 40-a zi s-a înălțat, a 50-a zi a fost ziua în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit într-un mod auzibil și vizibil.
auzibil prin faptul că s-a auzit un vâjit și vizibil prin faptul că oamenii au început să vorbească în alte limbi. Știți că spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a rânduit în biserică, în 1 Corinteni, capitolul 12, spune că a rânduit în biserică apostoli, proroci, învățători, toate astea erau și în Vechiul Testament, știți? Proroci găsim și în Vechiul Testament, învățători, cei care au darul minunilor, toate le găsim. Un singur lucru nu îl găsim în Vechiul Testament, ceea ce îl găsim în ziua cincizecimii. E vorba despre vorbire în alte limbi. Spune cuvântul Domnului că ei au început să vorbească în alte limbi. Acum, aici spune, în textul care l-am citit, că limbile acestea erau înțelese de ceilalți, de celelalte neamuri de acolo care erau. Și erau uimiți toți să-i audă vorbind în alte limbi. Dar vă întreb eu, cei care vorbeau în aceste limbi, cunoșteau limbile? Limba, astea care le-am citit aici, limbile astea care le-am citit, le cunoșteau? Deci parți, mezi, elamiți, egipteană, cretani, arabi, le cunoșteau? Da. Eu nu cred că le cunoșteau. Deci ei, ceilalți înțelegeau, cretanii, arabii, înțelegeau ceea ce se vorbea, dar eu cred că apostolul Petru nu înțelegea ce vorbește în alte limbi. Ei înțelegeau. Și de aia le spunea, băi, eu cred că oamenii ăștia sunt, uite-te la ei ce fericiți, îți spun, vorbesc în alte limbi. Ei nici nu-și dădeau seama că vorbesc în limba arabă, în limbile astea multe care erau aici. Chiar dacă erau evrei și evrei inteligenți și știu multe limbi așa să învețe, totuși m-aș îndoi să știe atâtea limbi. Dar ceilalți care erau acolo le înțelegeau, ei le vorbeau. Asta mi s-a întâmplat și mie. Am fost la rugăciune, am stăruit și Dumnezeu mi-a dat o vorbire în alte limbi. De atunci, știți ce se întâmplă? Mă rog ca Dumnezeu să-mi dea și tălmăcirea limbii, că așa spune cuvântul Domnului. Dar vorbirea asta în limbi, de unde vine? Vine de la Dumnezeu. Și știți de ce vine? Pentru că spune că e un semn pentru cei necredincioși. Pentru cei credincioși, da, vorbirea în limbi e un semn pentru cei necredincioși. Pentru cei necredincioși. Și prorocia e un semn pentru cei credincioși. Da, să nu le încurc. Da, da, să vorbești în limbi e un semn pentru cei necredincioși. Și mi-aduc aminte de o experiență în care cineva a auzit că la rugăciune acolo sunt oameni care vorbesc în alte limbi. Și era necredincios omul. S-a dus acolo să vadă dacă e adevărat. O văzut și a rămas hotărât să se apropie de Domnul și să se pocăiască, pentru că spune Biblia, e un semn pentru cei necredincioși. Când aude vorbind în alte limbi, când aude o prorocie, e un semn pentru credincioși. Pare un lucru de puțină importanță și așa un lucru foarte ciudat să auzi vorbind în alte limbi pe cineva. Dar spune cuvântul Domnului că vorbirea în alte limbi e pentru zidire personală. Dumnezeu a lăsat-o. Și după aceea mai spune ceva. Vorbirea în alte limbi pe care Dumnezeu ți-o dă prin Duhul Sfânt e pentru a lăuda pe Dumnezeu și spune cu Duhul spui taine și vorbești cu Dumnezeu într-o limbă minunată pe care poate că nu o cunoști. Vorbești o limbă care Dumnezeu ți-o dă ca să vorbești cu El. E minunat să poți să ai acest dar a Duhului Sfânt. Și dacă îmi doresc ceva, îmi doresc ca tot mai mult, noi toți ca și adunare, să ne dorim puterea lui Dumnezeu în viețile noastre, care să se manifeste așa cum vrea Dumnezeu și dacă Dumnezeu vrea, și știu că vrea, să se manifeste inclusiv prin vorbire în alte limbi. E un semn pentru cei necredincioși și mă rog Domnului ca El să ne dea credința aceasta care vine de la El, să credem că ceea ce primim de la El e bun și desăvârșit. E un lucru care Dumnezeu l-a lăsat pe lângă toate celelalte. E adevărat că în lume sunt multe lucruri false și dacă n-ar fi de valoare, nu s-ar falsifica. Inclusiv vorbirea în alte limbi poate să fie falsificată, inclusiv prorocia poate să fie falsificată și toate lucrurile cel rău, lucrurile de valoare, încearcă să le falsifice.
Dar mi-aduc aminte de, iară din nou, de o întâmplare. Și, nu știu, acum recent am povestit-o, cred că cu fratele Ruben, într-un anumit context, sau nu mai țin exact minte. Spunea cineva că a participat la o rugăciune de eliberare și s-a rugat pentru acea persoană care avea un duh străin în viața ei, care se manifesta într-un chip ciudat, și în urma poruncirii, în numele Domnului Iisus Hristos, ca acel duh să plece din acea persoană, răspunsul a fost următorul. Ies din el, dar o să intru în tine. Ești de acord? Ce ai zice? Știi ce a zis omul? Așa de mult mi-a plăcut. Zice, intră dacă poți. Intră dacă poți. Știți cum e? Când ești plin de Duhul Sfânt, nu o să intră un duh străin în tine. Când ești cu Domnul Iisus Hristos, nu o să intre. Există o lume spirituală, există o lume la care noi nu ne gândim, dar pe care noi o biruim și nu ne frică de ea. Pentru că ceea ce e în noi, credința în Domnul Iisus Hristos, lucrarea Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt, sunt mai mare decât ce sunt în lumea aceasta. Pare un lucru foarte ciudat să auzi că există o revărsare a Duhului Sfânt și oamenii vorbesc în alte limbi. Și le frică de asta. Să nu vă fie frică de lucrarea Duhului Sfânt sau de tot ceea ce vine de la Dumnezeu. Să nu vă fie frică. Să ne fie frică și să ne rugăm tot timpul. Doamne, păzește-ne de fals. Păzește-ne-mă de orice învățătură falsă. De orice vorbire falsă. De orice prorocie falsă. De orice ar putea să fie fals. Ceea ce îmi îndreaptă mintea într-o direcție greșită. Și dăm puterea să-mi deschid inima pentru tine. Îmi pare rău că mi-am adus aminte doar acum. Am avut o înștiințare în timp ce m-am rugat. Și vedeam așa, într-o vedenie, un râu care venea din cer, dar era ca și un pom, așa, ca și o tulpină, care se împărțea în multe crengi și așa, în multe direcții. Râul era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care venea din cerul lui Dumnezeu, și toate celelalte ramuri și ce constituia pomul ăsta, eram reprezentați ca fiind noi. Dar am văzut că unii aveau o barieră la inimă, în sensul că nu primeau ceea ce auzeau sau nu primeau cuvântul, și alții nu aveau acea barieră. Cei care nu aveau barieră, acea apă care venea din cerul lui Dumnezeu, atingea inima omului și îl umplea de bucurie și de prezența lui Dumnezeu. Ce înțeleg de aici e că tu, prin atitudinea ta, poți să primești ceea ce vine de la Dumnezeu sau să refuzi ceea ce vine de la Dumnezeu. Să știți, niciodată în viață nu o să găsiți oameni care să fie botezați la întâmplare. Nici măcar în apă și nici cu Duhul Sfânt. Nu o să auziți așa, din senin am auzit că un om a fost botezat cu Duhul Sfânt. După cum nu-i botezat în apă, numai la cererea lui și în urma credinței, la fel e și botezul cu Duhul Sfânt. E nevoie să crezi, să te rogi, să insisti, să ceri și să stai în rugăciune. Chiar dacă e darul Duhului Sfânt, e nevoie să te smerești. Și eu mi-aduc aminte din viața mea, a fost nevoie să mă smeresc atât de mult încât simțeam că parcă aș fi ca și un preș. Și ziceam, Doamne, mă smeresc la maxim, cât vrei tu. Numai lasă puterea Duhului Sfânt peste mine. Și într-o bună zi, Dumnezeu a lăsat-o. Vreau să vă spun ceva. Faptul că m-am întâlnit cu Iisus, faptul că am avut experiența botezului cu Duhul Sfânt și am avut parte de umpleri repetate cu Duhul Sfânt, nu-mi garantează că pot să stau liniștit și mă duc în cer. Pe calea asta e nevoie de o luptă zilnică. Și e nevoie să lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze zilnic. Nu există, eu zic, nu există credincios care să-și dorească să-și sfințească viața și Duhul Sfânt să nu-i vorbească de lucrurile care nu sunt în regulă în viața lui, pe care trebuie să le schimbe. Multă vreme am trăit sub legătura asta a mâniei, lucru pe care îl credeam un lucru deosebit în viața mea, de ardelean. Adică să știți că mergeam mult în București și acolo ne spuneau nouă că noi ăștia din Ardeal suntem moi și suntem așa. Și eu mă mândream că eu nu eram moi. Eram aspru și eram nervos și eram mânios.
Și lucrul ăsta s-au transmis, adică avea efecte oriunde eram. Dacă eram mânios, eram mânios peste tot. Știi cine m-a convins că mânia e un păcat? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Cuvântul Domnului, pe care îl citeam și îl citeam în general pentru alții. Și în Efeseni spune acolo Cuvântul Domnului, orice mânie să piară din mijlocul vostru. Îl citeam și mă gândeam la ăla, la ăla și la ăla. Dar niciodată nu mă gândeam la mine. Dar într-o bună zi, Duhul Domnului mi-a zis, mânia din viața ta să piară. Nu a fost ușor. Și nu e ușor nici în ziua de astăzi. Dacă altădată eram mânios de regulă, acum sunt mânios de excepție. Mă lupt cu asta. Și e nevoie să mă lupt. Că dacă nu mă lupt, știi ce se întâmplă? Dintr-o dată firea vine și îți cere drepturile, te vezi mare și tare și poți să faci ce vrei tu, să-i ignori pe alții, să-i înjosești, să faci toate lucrurile care le faci prin mânie. Dar mânia zice să nu fie în adunare. Când vine Duhul lui Dumnezeu, mânia piere, răutatea piere. Și ce apare? Ceea ce noi studiem ca și adunare de multă vreme deja încoace. Apare o rodă a Duhului Sfânt. E roda Duhului Sfânt pe care noi vrem să o avem în viața noastră. Și care e asta? E dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, credincioșie. Și acum suntem noi, ca și adunare, la facerea de bine. Doamne, ajută-ne pe toți la asta. Amin. Mă bucur pentru cei care au avut o inimă bună și i-am văzut și știm și cunoaștem, au avut o inimă bună ca să facă bine semenilor lor. Eu știu că Dumnezeu îi va răsplăti și Dumnezeu îi răsplătește. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu să ne ajute ca într-o zi a 50.000 să căutăm din toată inima plinătatea Duhului Sfânt, să căutăm din toată inima ca să avem parte de puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Și dacă vreodată nu ai răspuns la întrebarea ta, dacă vreodată ești bolnav și nu știi ce să faci, caută prezența Duhului Sfânt. Caută-L pe Dumnezeu și Dumnezeu îți va vorbi. Nu te va lăsa orfan, nu te va lăsa părăsit, nu te va lăsa în necunoștință. Dumnezeu e Cel care și în ziua de astăzi face minuni extraordinare cu cei care se pun la dispoziția Lui. Schimbă vieți. Mi-aduc aminte de o mărturie pe care vreau să vă spun. Era un bărbat care era alcoolic și soția lui s-a pocăit. Și din momentul în care s-a pocăit, el a devenit și agresiv. De fiecare dată când venea soția de la biserică, el de drag cu alcoolului și din iaburii alcoolului, îi aplica Constituția în felul lui. Și soția lui a rămas tot credincioasă și îi spunea, dar când vii odată cu mine la biserică? Dar când vii? De gura ei, bineînțeles că mulți ani n-au venit, dar de gura ei la un moment dat o zi, știi ce? Vin astăzi cu tine la biserică. Dar dacă nu-mi place, zice, oricum nu știu cum o să stau eu acolo, că tot la 5 minute ies să fumez o țigară. Dar dacă nu-mi place, când ajung acasă, îți aplic din nou pedepsele. Astea erau vorbele lui. O venit omul nostru la adunare, o ajuns într-o adunare, s-a pus undeva pe ultimul rând cu gândul să mai iasă la câte o țigară, că doar nu poate să stea în biserică. E creștin. Și nu poate să stea, trebuie să mai tragă câte un fum. Și frații de acolo au zis așa, hai să ne rugăm Domnului ca să coboare Duhul Sfânt în adunare. Era o zi de cinzecime. Ceea ce m-am rugat și eu astăzi, să coboare Duhul Sfânt în adunare și să schimbe orice inimă din locul acesta. Și ce s-a întâmplat? Omul nostru ăla, alcoolic și fumător, posedat de tutun, când a auzit că vine Duhul Sfânt în adunare, fără să zică nimeni nimica și nu o ținut nimeni predici cu el, o zic, bă, dacă vine Duhul Sfânt de aici, pe mine mă omoară, că eu sunt păcătos. Și-a vrut să fugă afară din biserică. Dar frații s-au pus pe genunchi și nu mai putut să iasă dintre rânduri. Și atunci el ce-a făcut? O zis, s-a pus pe genunchi și a început să strige, Doamne, nu mă omorâ! Doamne, nu mă omorâ! Știți ce s-a întâmplat? Domnul nu l-a omorât, dar i-a schimbat și viața și s-a pocăit. Din ziua aceea s-a pocăit cu adevărat. Pocăința e frumoasă. Pocăința schimbă viața. Dacă vrei să faci o bucurie soțului tău,
sau soției tale, sau copiilor tăi. Pocăiește-te. Și o să, chiar dacă ei zic că te-ai stricat de cap, am auzit și de astea, zice, decât să te pocăiești, mai bine du-te în lume și fă-te prostiile. Zic unii. Doamne ferește. Pocăiește-te. Și să ne pocăim, să trăim o viață sfântă, curată și vom fi binecuvântați noi, copiii noștri și copiii copiilor noștri. Spune cuvântul Domnului în Ioel, povestiți lucrurile acestea. Eu ce am făcut astăzi? Am vrut numai să vă povestesc câteva lucruri care mi s-au întâmplat sau mi se întâmplă celor care ne încredem în Dumnezeu. Știu că e trecut ceasul, dar e sărbătoarea cincizecimii și oamenii când se bucură, nu se mai uită nici la ceas și nu se mai gândesc la nimic, decât să gândesc, Doamne, umple inimile noastre, ne zmerim, vorbește-ne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, facă-se voia Ta în viața noastră, umple-ne de bucurie, nu ne mai lăsa să fim aceiași oameni plictisiți, nehotărâți, nefericiți, nemulțumiți de soarta noastră, de tot ceea ce ni se întâmplă. Doamne, lasă puterea Ta ca să aducă bucurie. Pentru mine, momentul botezului cu Duhul Sfânt mi-a schimbat toată viața. Mi-a schimbat toată viața. Erau oameni pe care nu-i suportam. Am început să-i iubesc. Iar mergeam la biserică numai ca să-mi bag joc de ceilalți. Să zic unul e așa, unul e așa. Și mă gândeam, abia aștept să ajung la cor, să mai vedem, să mai spunem niște bancuri, să mai știm niște știri. Cam asta era. După botezul cu Duhul Sfânt, nu mi-a mai trebuit nimic altceva. Mi-am dorit să fiu la rugăciune. Viața mea să se schimbe, totul să se schimbe în jurul meu. Și să știți că Dumnezeu schimbă și transformă prin puterea Lui. Îți dorești tu ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să atingă viața ta? Amin. Ne rugăm unui Dumnezeu atotputernic. Eu aș vrea în final să ne rugăm. Și nu știu cât ai putut să crezi sau să nu crezi din ceea ce ai auzit. Dar vreau să-ți fac o provocare. Biblia spune, puneți-mă la încercare. Dacă ai o dorință în inima ta, ca Dumnezeu să-ți vorbească, să se atingă de tine și să-ți descopere voia Lui, în dimineața asta aici, la rugăciunea care va fi, spune așa, Doamne, eu nu știu dacă oamenii ăștia spun adevărul sau nu, dar dacă spun adevărul, descoperă-mi și mie. Lucrează prin Duhul Sfânt în viața mea și într-o lume în care toată lumea aleargă după fericirea lumii astea și oamenii ăștia aleargă după fericirea de a fi cu tine, dacă e adevărat, fă să înțeleg și eu lucrul ăsta. Descoperă-mi și mie o fericire aia care vine din tine. Spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Cât din Duhul Sfânt e în tine? Atâta dragoste în tine. Dumnezeu să lase ca dragostea Lui să inunde. Și mai mult de atât, spune cuvântul Domnului că atunci când vine Duhul Sfânt din inima mea, știți ce se va întâmpla? Spune, vor curge râuri de apă vie și ele vor inunda pe cei din jurul meu. Adică va fi ca și COVID-ul. Când ai tu COVID, tu o să te temi. Și ăla dintr-o dată se răspundește, 60-70 sprinși deodată. Eu așa vreau să fiu în dimineața asta. Plin de COVID-ul Duhului Sfânt, care să se atingă de fiecare și să umple pe fiecare în parte din locul acesta. Vă mai spun ceva. Și mă apropii de încheiere. Dacă crezi că Dumnezeu e aici, dacă crezi că Dumnezeu există, dacă crezi că Dumnezeu poate să-ți vorbească și să schimbe viața, să schimbe familia ta, aș vrea să zic ceva. De aici, de la bunul bisericii. Nu în final, pe final. Ce aș vrea să zic, te mai invit să vii aici. Vă mai invit să veniți. Vă invit să veniți, să povestim, să vorbim, să avem o legătură frățească, să avem o părtășie. Și să vă gândiți că, fără pocăință, e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ca și fără credință. Biblia spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Multă vreme mi-a fost rușine de faptul că îmi spuneau alții și strigau după mine, pocăitule. Bă, pocăitule, mai ales când eram la școală, pocăitule, eu îi prindeam și îi băteam de numai. Ziceam, părinții mei sunt pocăiți, ce mă faci după mine pocăit? Dar acum, dacă ar striga cineva după mine pocăitule, aș simți că e o onoare. Și așa, a zice, mă, dacă vede el că sunt pocăit, slavă Domnului. Altă dată zburau pănușe câte unul care spunea pocăitule. Dar Dumnezeu schimbă viețile. Și Dumnezeu ne schimbă. Dacă te asemeni cumva cu mine și ți-e frică de cuvântul pocăit, te provocă în dimineața asta cu adevărat să te pocăiești. Cu adevărat să te pocăiești. Și să vii să fim frați. Și să mergem pe calea Domnului. Pentru că suntem condamnați
între ghilimele spun și asta, să trăim o veșnicie împreună, dar putem trăi împreună cu Domnul Iisus sau cu cel rău. Dumnezeu să ne ajute pe toți cei care suntem prezenți aici să trăim o veșnicie împreună cu Domnul Iisus Hristos, ca și copii ai Lui, plini de puterea Duhului Sfânt, și într-o zi când El va reveni, să putem merge cu toții în prezența Lui, în locul pe care El ni l-a pregătit fiecare dintre noi. Amin? Amin. Amin.